Lasciate di sono. Asa. Real, nici nu poate să le pese, nu. Au o grămadă de știri. Dar ei au acest exercițiu al empatiei falsă, da. Știi? Le pasă de nu mai pot. Da. Sunt la serviciu și ei noi toți. Vă pare rău. Așa. Va trebui să facem un pic cu ea, când o se prezintă, zice bună ziua, cu poezia din alt unghi, ca să o am și de acolo. Dar în rest, asta e bună mai ales pentru partea a doua, pentru tot ce se întâmplă după ce începe dan. 4-5 ani. Deci să știi că mai... Nici de atenție, motor? Cum? Deci un domn asta? Acest. Hai, mă rog. Pare că dumneavoastră mureați și nu mai de dar încă lumea. Acolo când începe prima oară? Da. Acolo. Deci dacă dumneavoastră mureați, cine mai de dar încă lumea? Zoom, să vedem când simțim că e așa. După aceea poți te retragi și finalul e foarte bun așa. Cum mergeai din ce în ce mai tare pe asta? Ia de pe asta acolo și dă-mă cu ziua asta cu dacă crezi că e bună, dacă crezi că e bună, dacă crezi că e bună. Da, da, adică lui nu-i place. Nu, că și-a înțeles emoțional de colegii lui. În sensul ăsta. Da, de colegii. De colegii, dragi, de ce ești. Dragi, de ești. Asta se, aici de înspărăzat. Te-ți vine negru. Păi, acum... Mori. Mai spuneți. Eu am fost reporteriță, am venit pe teren la spitalul de Arș și secvența a fost dificilă doar dintr-un singur punct de vedere și anume că trebuia să ne abținem să nu râdem, eu și Cezar, practic. Altfel este absurdă și totuși foarte reală.